Termenul de depunere a dosarelor pentru finanțarea proiectelor pe PNDL 2 prevăzut pentru sfârșitul lunii octombrie le dădea deja fiori reci multor primari care nu ar fi reușit să depună la timp documentele pentru a prinde acest tren important pentru comunități. Prelungirea termenului le-a oferit acestora o șansă. Important este ca aceasta să fie și fructificată. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a precizat care este stadiul documentațiilor pentru proiectele instituției pe care o conduce și a prezentat lista localităților cu emoții. La data de 31 octombrie, Consiliul Județean Dâmbovița a depus toate documentațiile pentru accesarea fondurilor pe ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Locală. Așa cum am așteptat, sunt aproape 20 de documentații care n-au reușit să fie depuse. Dacă nu exista această prelungire a termenului de depunere până data de 29 noiembrie, riscam pierderea finanțărilor. Și, din păcate, o spun cu tristețe, sunt unități administrativ-teritoriale de la care aveam pretenții și am pretenții. Este vorba de Braniștea, care din trei documentații n-a depus niciuna. Este vorba de Glodeni, care nu și-a depus nicio documentație, și de Iedera. Și, bineînțeles, localitatea Piercinari. În rest, mai sunt unități administrativ-teritoriale care m-au de depus una sau două documentații. Bref este că din cele 246 de investiții aprobate, au fost depuse documentații pentru 228. Sunt un număr de 62 de contracte semnate. Vreau să vă spun, și o spun cu oarecare satisfacție, Consiliul Județean Dâmbovița are 12 contracte semnate din cele 21 și în foarte multe dintre ele avem procedurile de achiziție publică derulate, avem desemnați constructorii. Lucrăm pe 5 contracte din cele 12, avem decontări făcute de aproximativ 7 milioane de lei noi, mai avem pe circuitul de decontare aproape 7 milioane de lei noi și eu cred că până la sfârșitul anului pe PNDL 1 vom reuși să deconteze sau să decontăm la Consiliul Județean Dâmbovița aproximativ 14 milioane de lei pe PNDL 2. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a prezentat și stadiul decontărilor pe PNDL 1. Nici de aici nu lipsesc problemele. Aici am o insatisfacție majoră pentru că nu am reușit anul acesta, în acest moment, să decontăm decât aproximativ 26-27 de milioane aproape și este foarte puțin raportat la cei 175 de milioane pe care îi avem alocați. Sunt foarte multe probleme, am fost și ieri, m-am deplasat în teren, de exemplu la Bărbulețu nu lucra nimeni. Problemele sunt legate și de modul în care societățile respective și-au făcut calculele și nu reușesc să aducă situații de lucrări la decontat. Cert este că pe data de 8 noiembrie finanțarea pentru anul acesta pe acest program se încheie, pentru că alții n-au stat ca noi dâmbovițenii cu mâna în sân și chiar au atras sumele pe care le-au avut, să spunem, alocate.